Bună, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă rețetă! Astăzi vom găti împreună ciorbă de perișoare. Pentru această rețetă aveți nevoie de 1 litru de borș, verdeață, o legătură de mărar, una de pătrunjel și leuștean, merge foarte bine la ciorba acră leușteanul, legumele, un ardei capia roșu, o ceapă mare tăiată și a cubulețe, o rădăcină de păstârnac și un sfert dintr-o țelină mare, 2 morcovi medii, un nou, 400 de grame de roșii cuburi, rasol am eu aici, puteți lua de preferat oase de vită, iar aici 500 de grame de amestec de carne, de porc și de vită. Vom începe prepararea ciorbei noastre de perișoare. O să punem pe foc o cratiță cu apă rece, unde o să adăugăm oase de vită. Eu am rasol și o să le punem la fier până formează spumă. O vom elimina și atunci va fi momentul să adăugăm și legumele. Am spumat supa. Este momentul potrivit să adăugăm legumele. Rădăcinoasele, păstârnacul, tăiat cubulețe, țelină, ardeiul gras, capia și morcovul și ceapa. Ciorba noastră fierbe împreună cu legumele. Momentul oportun să ne ocupăm de perișoare. Avem aici 500 de grame de carne tocată de vită și porc, peste care adăugăm un ou întreg, verdeață, perișoarele țin de gustul fiecăruia. Unii adaugă orez, alții adaugă și ceapă, mie îmi place să le fac simple cu verdeață, ou bineînțeles să lege, bineînțeles sare, piper. Încă puțină sare. Și un secret ca să stea legate perișoarele, în niciun caz nu adăugăm griji sau altceva, să incorporăm oul foarte bine și să le frământăm. Vom începe pregătirea perișoarelor. Avem nevoie de puțină apă rece pentru a ne ajuta în formarea perișoarelor. Luăm o cantitate mică de carne și vom forma niște biluțe, nu foarte mari, cât de simetrice putem. Perișoarele noastre sunt gata. Înainte de a le introduce în ciorbă, vom scoate oasele noastre, în cazul meu rasolul de vită cu os. Chiar dacă rămân puține legume, nu e nicio problemă. Carnea asta o puteți readăuga tăiată cu bulețe în ciorbă sau puteți să faceți o altă mâncare, un risotto cu rasol, orice altceva. Iar acum vom adăuga perișoarele noastre ușor, una câte una. Le vom lăsa să fiarbă maxim jumătate de oră. A sosit momentul să adăugăm în ciorba noastră de perișoare ultimele ingrediente. Roșiile cuburi, borșul pe care prealabil l-am fiert, depinde cât de acră doriți să fie ciorba, și la final verdeața, leuștean și pătrunjel. O mai lăsăm câteva minute și ciorba noastră de perișoare este gata.